Salutare națiune și bine ați venit la un nou video. Astăzi vorbim despre o pereche de căști și o să spun cât se poate de simplu, de clar și de răspicat de la bun început. Căștile astea sunt demențiale. Este vorba despre Beats Solo 2 Lux Edition. A nu se confunda cu Beats Solo 2. Diferă și prețul, diferă și, dacă vreți, anumite calități ale acestor căști. Așa arată cutia. O să fac un video separat în zilele ce vor urma, în care o să vă explic cum să identificați dacă un produs al celor de la Beats este un produs original. O să vă explic și o să vă arăt după ce elemente să vă luați în momentul în care doriți să faceți achiziție pentru un astfel de produs. După cum bine știți, este plin de fake-uri pe piață. Este fantastic de plin de fake-uri pe piață și, din păcate, multe dintre ele sunt făcute chiar foarte, foarte bine. De urmare, consider că un astfel de video ar fi necesar pentru a explica unora dintre voi care probabil sunt în căutarea unor astfel de căști, să le explic cum să nu-și ia țeapă pe românește. Beats Solo 2 Lux Edition sunt niște căști apărute în 2016, comparativ cu Beats Solo 2. Diferă, în primul rând, ca și design, nu foarte mult, nu foarte dramatic schimbat, dar ușor totuși schimbat designul. O altă gamă de culori și, bineînțeles, anumite îmbunătățiri ale sunetului. Așa arată căștile. Eu am varianta pe negru. Asta pentru că și telefoanele mele sunt tot negre. Atunci merg și pe căști cu aceeași culoare. Materiale de foarte bună calitate, chiar dacă sunt făcute din plastic, nu scârție și nu devine nervante în momentul în care le manevrați. Se pot plia, desigur. Fac un sunet super mișto la momentul plierii. Cam așa arată când sunt pliate. Pe partea superioară vedeți scris Beats, pe lateral doar logo-ul Beats pe ambele căști, iar pe interior veți găsi numărul de model și serial number-ul. De asemenea, în pachet vine cablul cu telecomenzi, sau mai bine zis cu telecomandă pe fir. Puteți prelua apeluri telefonice, puteți răspunde, puteți derula, puteți pune pauză music player-ului și, așa cum vedeți, este un jack clasic de 3,5 mm. Eu am deja adaptorul de la iPhone 7 Plus puse la ele, deci faceți abstracție de el. Calitatea audio este absolut senzațională. Este primul lucru care m-a frapat în momentul în care am început să le folosesc. N-am fost niciodată fan al căștilor Beats. Întotdeauna am fost de părere că plătești mai mult pentru brand decât pentru calitate, însă cu căștile astea au nimerit-o și au nimerit-o bine. Dacă vreți, este cam același lucru pe care l-au făcut și cu Power Beats 3. Noile lor modele intra-auriculare, care sunt de o calitate excepțională și sunt și wireless. Astea nu sunt wireless, sunt pe fir, cum am spus, cu jack clasic de 3,5 mm, însă se aud absolut senzațional. Volum foarte, foarte ridicat, reproducere foarte, foarte bună a pieselor ascultate, în special în zona de joase și de medii, dar și pe partea de înalte. Destul de puternice din punct de vedere al basului. Beats sunt recunoscuți pentru faptul că produc căști cu bas puternic și, credeți-mă, dacă sunteți fani ai muzicii hip-hop sau house, știu eu, sau electronică în general, veți simți din plin basul ăla. Se aud absolut fenomenal. Este o experiență într-adevăr încântătoare. Cum zic și cei de la Beats, chiar pe ambalaj, oamenii nu ascultă toată muzica
Și cred că se referă la faptul că oamenii, folosind alte produse, bineînțeles asta este o șmecherie de marketing, folosind alte produse, cu excepția produselor lor, nu ascultă toată gama de note reproduse așa cum ar trebui. În fine, discuția e lungă și complicată, n-are rost să intrăm noi în ea. Ce pot să spun însă este că într-adevăr se aude super mișto și efectul la volum maxim pe care îl resimțiți cu aceste căști pe urechi, niște căști over-ear, este acela ca atunci când vă situați într-o mașină care are un tub de bas extrem de puternic și de hai să spunem, de fidelitate înaltă. Cam ăla este și efectul pe care îl veți avea pe urechi purtând căștile astea. Pur și simplu simțiți cum difuzoarele pulsează, dacă vreți, simțiți cum parcă vă joacă pe ureche. Este o senzație super mișto, super interesantă, pe care eu sincer n-am mai întâlnit-o niciodată, deși folosesc de foarte mulți ani căști și am fost fidel întotdeauna mărcii Sennheiser, însă posibil să devin fidel acum ăstora. Pe perioada purtării, datorită capitonării foarte bune din banda asta, nu veți resimți oboseală. După 2 ore de purtat în continuu, eu cel puțin nu am simțit oboseală și nu am simțit că aceste căști ar apăsa puternic pe capul meu. De asemenea, pernițele de pe căștile propriu-zise sunt extraordinar de moi, de confortabile și îmbrăcate în pielea asta moale, conferă o senzație excepțională în timpul audiției. De asemenea, o altă chestie, deși nu am văzut să fie trecut pe nicăieri, nici pe site-ul lor, căștile astea izolează foarte bine sunetul exterior. Nu am observat, ascultând muzică în ele, să pătrundă sunet din exterior în momentul în care le-am pe urechi. Lucru foarte bun. Ce-i drept, eu am tendința să cam ascult muzică la volum maxim, așa sunt eu obișnuit întotdeauna. Și în principiu nu sunt un audiofil, nu mă pot declara un super mega expert din punctul ăsta de vedere, însă ca un consumator normal ce sunt, am apreciat foarte bună calitate, basul foarte puternic, senzația aia de tub de bas pe care n-am mai întâlnit-o niciodată la nicio pereche de căști și pe parcursul anului cred că am folosit suficient de multe căști cât să-mi formez o anumită, hai să spun eu, experiență. Prețul este unul piperat. Asta cred că nu mai avea rost să vă mai zic eu. Vorbim despre Beats by Dre, o marcă a celor de la Apple, pentru că Apple a cumpărat Beats by Dre. 200 de euro costă căștile astea, atât am plătit și eu pe ele. Nu le-am luat din România, le-am luat de afară. Însă și la noi în țară tot la prețul ăsta le veți găsi. Undeva la 910 lei, dacă nu mă șel, le-am căutat pe online. Însă, dacă sunteți dispuși să faceți o astfel de investiție, credeți-mă că nu veți regreta absolut deloc. Din aceeași categorie de preț aș putea recomanda Sony MDR-A1, care sunt niște căști wireless de data asta, însă tot de tip over-ear și care sunt absolut senzaționale. Am avut ocazia să le testez, am avut ocazia să le studiez și dacă nu sunteți fan Beats sau nu aveți încredere că aceste căști vi s-ar putea adresa, atunci recomandarea mea este să vă uitați spre Sony MDR-A1. Niște căști absolut fenomenale și alea. Dacă nu, ca întotdeauna recomand Sennheiser, seria Momentum este excepțională, dar veți plăti mult, mult mai mult, posibil chiar dublu față de cât costă Beats Solo 2 Lux Edition. Cam asta ar fi de zis despre căștile astea, le voi testa în continuare și mă voi bucura de sunetul pe care îl reproduc, pentru că este un sunet pe gustul meu. În același timp, cum am promis, voi face un video, probabil în zilele următoare, să văd cât timp o să am și eu la dispoziție,
în care vă voi explica cum să vă feriți din a vă lua țeapă când căutați și când vreți să achiziționați un produs Beats. Tocmai din cauza că sunt foarte, foarte multe fake-uri pe piață și foarte multe dintre ele sunt aproape identice cu originalul. Există doar câteva elemente care fac distinția între original și fake și în videoul respectiv vi le voi arăta. Până una alta, mersi de vizualizare. Astea au fost Beats Solo 2 by Dre, sau mai bine zis by Apple, că acum sunt ale celor de la Apple, niște căști absolut senzaționale și pe care eu, unul personal, vi le recomand cu toată încrederea să le încercați, măcar dacă nu, de ce nu, chiar să le și achiziționați. Mersi de vizualizare, până data viitoare, toate cele bune!